Astăzi mă voi urca pentru prima dată într-un SSV. Hai mă, dă-te deodată, dă-te deodată! Cel mai puternic SSV pe care îl puteți găsi pe piață în momentul de față. Hai, 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 date, 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 date. Nu am mai pășit vreodată într-un SSV, iar acum voi merge direct într-un concurs. Bine, mă, m-am dat jos degeaba. Da, de când am început filmarea până acum, Zoli deja a dat parbrizul jos. Am dat jos geamul. Și roțile, la cât? Am vrut să umplu roțile și prostia asta nu mai merge. Și jucăria lui Zoli. Este primul SSV cu cutie automată, cutie DSG în 7 trepte. Nu mă așteptam să ajung vreodată la Cupa Mărțișoare. E o cupă foarte frumoasă organizată de Tony, dar foarte departe, 500 de kilometri, 480 de kilometri de la Cluj. O altă premieră la această cupă este faptul că navigarea se face exclusiv doar pe roadbook. Nu avem track. Sunt foarte multe SSV-uri, de asta am venit și noi cu SSV-ul. Am văzut pe lista de înscriere aproximativ 18 mașini, pentru că SSV-iștii de obicei sunt noi intrați în această ramură de motorsport. Nu au prea prins perioada ei de navigare exclusiv pe roadbook. Între timp am mai făcut și mici completări. Zoli, fiind cu o mașină nouă, a uitat că nu are extintoarele în mașină. Ce faci cu astea? Nu mai ai regulament, trebuie să fie pline cu vin. Sau sunt alea cu whisky în ele? E un pic încins, Zoli, și trebuie... Dă-i un pic mai în spate. Du-te cu stânga mult, să urci botul acolo. Și după aia să te lași frumos în spate.
Bun, no, hai să-i dăm atunci la vale încolo. Hai să dăm stânga aici. Hai, da. Bun, 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 merge. Poziționează o dată. No, atât ai ții. Suficient. Hai. Bun, perfect. Nici o zgârietură. Atât. Mai du-te odată acolo la bază și să vedem dacă mai este altă ravenă. Vrem ajuta? Vă ajutăm? Vă ajutăm? Frânele, dar e foarte bine aici, zic eu. Sus, dreapta. Uite, îl vezi pe piede. El asta face. Da, au încercat de pe mai jos. Uite-l și pe culea. Hai mai în față. Ia, dai. 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 Te duci când simți că se răstoarnă, îi dai gaz. Dai. Stânga, stânga, ține stânga, așa. Stânga. Hai, lejer. În spate, e ok. Bun, dai, dai, dai. Noi te suspenzi, încearcă pe cealaltă. Stânga, stânga, că ai copac în spate. Dai, dai. Na, ai copac în spate. Hai, hai cu față stânga să te pui, să pui toată mașina mai la stânga. Față stânga.
Așa, și acum dreapta. Aia e. Bun, acum spate stânga. Aia, dă-i. Bun, dreapta, Maxim. Stai un pic. Hai, dă-te. Gaz. Dă-i, prin dreapta. Dă-i, față. Și mă urc eu după prag. M-am dat jos degeaba. Am ajuns la finish. E o experiență interesantă SSV-ul. Cumva schimbă percepția mea asupra off-road-ului. Cel de fier vechi și făcut în ateliere și modificat acasă. E prima mea experiență cu un SSV, necomparându-l cu alt SSV, ci doar cu mașini de standard sau open extrem, cu ce m-am mai dat eu, e o rachetuță, zboară. Fiind totul uscat, mă simțeam foarte în siguranță, chiar dacă vitezele sunt foarte mari. În 200-300 de metri să ajungi la un 80-90 la oră, îți dă un feeling foarte dubios, simți că ești pe asfalt. Roadbook-ul a fost unul bun, a fost mici erori, nu știu, 3-4 erori de metraj, adică erau pe roadbook, îți apărea că în 80 de metri și de fapt erau în 180 sau 280. Am plecat a 10-a mașină, am ajuns prima și eram destul de siguri că suntem pe traseu corect. Și să vezi că-ți vin mașini de la clasa ta, din față, mașini care fie au plecat înainte, dar fie au plecat după. A fost un haos foarte frumos, mi-era dor de sentimentul ăsta când toată lumea bălăurește. Mergând pe trec, nu prea pus să te abazi. Dacă te-ai abătut mai mult de 30 de metri, 40 de metri, deja e semn de întrebare și îți dai seama că trebuie să te întorci. E bine, la roadbook trebuie să te duci până la următoarea poziție ca să te convingi că ești bine sau nu. Cu toate astea avem 6 km făcuți în plus astăzi pe traseu, de 50 de km avem 56 parcurși. Auzeam un parc
echipaje care aveau 65-70 la traseu de 50 să mai faci încă jumătate e enorm. Dându-mă atâta timp cu Zoli, cumva poate are și el încredere în mine și eu încredere în el, când îi ziceam să o lase mai încet, știa că nu zic neapărat fără sens sau că mi-e frică sau așa, și atunci o lăsa mai încet pentru că știam că urmează o intersecție ceva mai dificilă ca și desen și încercam să ne ajutăm unul pe altul. Probabil ați văzut deja ce urmează să facem acum. Ne apucăm de filmat un mic review. Este un ultimul model de Can-Am, un Can-Am cu motor de 240 de cai, ceea ce e enorm la un bonderel de 800 de kg. Azi noapte s-au postat clasamentele. Din fericire suntem pe locul 1, la o diferență de 20 de minute, un pic mai mult de 20 de minute de locul 2. Cât timp am pierdut cu toate abaterile? Ei bine, am fost un pic surprins să văd că toate întoarcerile noastre ne-au costat undeva în jur de 22-24 de minute. Dar, până la urmă s-a terminat bine și acum mergem să vedem cum este configurat traseul de trial. Doar o dată apeși, să nu apeși dacă văd că vrei să se reseteze. Da? Să zice dacă e de dată. Pilotul, atenție, 3, 2, 1, start, tachet. Trecem acum la clasa Open SSV, iar locul întâi, clasa Open SSV, este ocupat de Zoltan Tărăc și Kivari Alexandru. Da, vrei tu. Te mănânc. Ajutați-ne, vă rugăm frumos, cu un like, share și subscribe, orice ar face ca acest episod să se răspândească mai repede. Ne vedem la episodul următor. Ciao!